macchina la coupé Repubblici Popolare Rom, ne pesca di 1-12-3 august. Protagoniste, echipe de Steaua și Dinamo București. Timp canicular, spectator 70 de mii. Punctul 3 al primei reprise, atacă dinamoviștii. Trage Haidu, apoi Octavian Popescu și 1-0 pentru Dinamo. Minutul 13, Constantin trimite pe stânga lui Crenicianu, care șutează puternic pe lângă Dacu, 1-1. Minutul 15, Steaua presează, un apărător dinamovist comite Hintz în care. Trage Constantin și Dacu nu schițează niciun gest. Steaua a luat conducerea cu 2-1, dar la începutul repriției a doua, campionii marchează două goluri la rând, prin Unfailer 6 și Pârcăla, 3-2 pentru Dinamo. După numai 3 minute, fotbaliștii de la Steaua reușesc să restabilească egalitatea prin Constantin. 3-3. Dinamo domina acum cu autoritate și marchează încă două goluri. Meciul este jucat. Lasul de 5-3 nu mai e nimic de făcut, decât să asiști la triumful dinamoviștilor, care pe lângă titlul de campion au cucerit astfel și Cupa Republicii Populare Române.